Bună seara! Se spune că așa cum îți așterni, așa dormi. Sau ce culegi, ce semeni aia vei culege. Sau ai grijă cum îți pregătești așternutul. Efectele karmei. Alături de mine, Gabriel Manolache, Life and Spiritual Coach. Bună seara, Gabriel! Bună seara, Alexandru, și bun găsit! Bună seara tuturor telespectatorilor Canal 33! Vorbim despre efectele karmei, dar întâi de toate, înainte de a vorbi despre efectele karmei, să ne întrebăm dacă toate ființele sunt supuse karmei sau se integrează în ceea ce se numește karma sau este o chestiune care este specifică oamenilor. Să reamintim faptul că atunci când pronunțăm, interpretăm și ne gândim la karma, vorbim de fapt despre acțiune. Și nu numai despre acțiune, ci și despre efectul său specific și legătura cu acesta. Să reamintim, deci, că nu e vorba de nimic mistic la mijloc, nu e vorba de nicio putere superioară care supraveghează, monitorizează, notează și recompensează sau pedepsește. Nu pot să cred. Deci nu este cu catastiful? Nu e cu catastiful. Se pare că e o lege cosmică, universală, valabilă pentru toate acțiunile din acest plan în care trăim, nu doar pentru ființele umane, ci și pentru celelalte ființe. Și există mai multe regnuri. De asemenea și pentru planul efectiv material. De exemplu, dacă lovim o minge cu piciorul, ea se va deplasa atât timp cât forța cu care am lovit-o este mai mare decât forța de frecare cu aerul, cu gazonul. E cauză-efect. De asemenea, dacă aruncăm o piatră în sus, este foarte evident pe această planetă că o să cadă înapoi pe Pământ. Și ar fi bine să ne deplasăm din locul unde am aruncat-o, dacă am aruncat-o exact vertical. Pentru că va cădea cu siguranță pe o direcție spre centrul Pământului. E legea gravitației. Dar, în același timp, este legea simplă a cauzei și efectului, legea cauzalității, legea culesului și semănatului, legea karmei în accepțiunea orientală. Da, ea este universală, nu se aplică doar ființelor umane și mai mult decât atât nu poate fi nici amânată, nici ocolită, eludată, ignorată, pentru că efectul, odată ce am făcut acțiunea, se va produce. Pe de altă parte, există ierarhii sau ființe spirituale care sunt în afara karmei? Cu alte cuvinte, dacă noi, făcând anumite acțiuni karmice, aici e un paradox, pentru că nu putem să facem acțiuni decât în legea karmei, până când ieșim din ea, dacă ieșim din ea. Putem face niște acțiuni karmice care să ne procure ieșirea din karmă și să fim în rând cu alte ființe spirituale non-karmice? Putem fi niște eliberați în viață? Eu m-am eliberat de mult de orice grijă, da? Vorbim așa, la modul general. Eu nu mă recunosc. A trebuit să definim puțin despre ce vorbim. Noțiunea de eliberat. Eliberat sattva. De... În primul rând, eliberat de? Eliberat de karmă. Eliberat de efectele bine, ei. Dar ca să ne putem elibera de karmă, trebuie să cunoaștem karma foarte bine. Să știm efectele, să știm de asemenea cauzele, pentru că e pur și simplu acțiune. Și orice acțiune, ar fi bine să repetăm, orice observăm, orice ființă, orice acțiune, orice lucru, orice fenomen, orice eveniment observăm, el este atât un efect al unor cauze anterioare, cât și o cauză pentru efecte ulterioare. Deci, pentru a putea discuta de eliberarea de karmă, mai întâi ar trebui să înțelegem
Foarte de unde bine. Vine ca să înțelegem unde bine. Se duce? Să zicem, într-un limbaj popular, de unde vine și unde se duce. Și ca să răspundem totuși deja la această întrebare, da, există, au existat dintotdeauna pe această planetă, se pare că nu există moment în care pe această planetă să nu fie cel puțin câteva ființe care sunt, prin efortul propriu însă, prin grija față de propriile acțiuni, dincolo de efectul karmei. Ai spus în cadrul întrebării că ele nu mai fac acțiuni. Sau nu, mă întrebam, greșit. Paradoxul era dacă poți să ajungi în afara karmei acționând în interiorul ei, că până la urmă... Tocmai aceasta e calea. Tocmai aceasta e calea pentru noi. Calea eliberării, calea iluminării ulterior, pleacă de aici, de unde suntem acum. Supuși, nu e chiar cel mai potrivit termen, în acest teren în care legea fundamentală este legea cauzalității. Am putea să comparăm această chestiune cu celebrul film Matrix, în care personajele sunt în Matrix, sunt în rețea. De ei, creând anumite acțiuni acolo, în Matrix, reușesc să iasă în afara rețelei, în lumea reală? Da, fără partea conspirativă, pentru că asta ar presupune că sunt alții sau alte ființe care au intenții răuvoitoare în ceea ce ne privește. Păi eu da, sunt Mr. Speed, am că cască, da. Sunt conectat la sistem. Nu știm dacă există astfel de interese, dacă există astfel de oameni. Ceea ce știm cu siguranță este că toate acțiunile noastre au anumite efecte și că prin propriile noastre acțiuni, prin propriile noastre eforturi adecvate, putem, într-adevăr, să depășim legea karmei, legea cauzalității și să obținem așa numita eliberare. Eliberarea înseamnă exact eliberarea de karmă și eliberarea de sursa karmei, factorii mental perturbatori. Dar probabil o să atingem în emisiunile următoare. Uite, aș vrea să facem o paranteză în emisiunea noastră și să citim un comentariu, mi se pare destul de elaborat. Sigur. De la o... Nu, este un ascultător. Spune așa, toate învățăturile spirituale și toți maestrii spirituali, inclusiv Iisus și Buddha, Gautama, spun că poți să te eliberezi din samsara, ciclul reîntrupărilor, dacă îți îndeplinești scopul vieții pentru care ai venit aici pe pământ. Aceasta se cheamă Dharma. S-a constatat că, deși oamenii vor să evolueze, mai ales în plan spiritual, ei tot pe karmă rămân și de aceea nu se pot elibera, pentru că nu își ating scopul vieții, care este întotdeauna spiritual și trebuie să dominați de karmă o viață întreagă. În loc să domine ei karma. Și mai elaborează puțin. Este aceasta calea de a ieși din karmă, să-ți atingi menirea, să-ți împlinești menirea? Doar că ascultătorul și telespectatorul nostru nu precizează care e menirea, care e de fapt scopul vieții. Într-adevăr, amintește că este Dharma, dar ar trebui amintit că scopul... Punctează suprem, că final, se realizează punându-te în serviciu celorlalți. Da, destul de bine punctat, este ultima treaptă, într-adevăr, calea are o ultimă treaptă, punerea în slujba celorlalți. După ce cunoști, cultivi înțelepciunea, într-adevăr, aceasta e ultima treaptă. Punerea totală, definitivă, cu toate resursele tale, mai ales cu cele spirituale, la dispoziția celorlalți, pe care să-i ajuți să depășească și ei ciclul samsarei și karma de care vorbește telespectatorul nostru. Totuși, de unde izvorește această karma? Atunci când ne naștem, deja avem karmă? Hai să facem... Desigur, desigur. Nașterea, existența aceasta, chiar moartea, sunt efecte karmice. Sigur că da. Hai să facem un simplu exercițiu și dacă tot e o emisiune interactivă, poate chiar și cu telespectatorii noștri. Uite, hai să ne gândim, să căutăm în memoria noastră, chiar și noi doi, unul sau două, până în trei evenimente fericite. Hai să le căutăm în sertărașele memoriei noastre. Câteva evenimente foarte fericite. Le-am găsit? Ok. Ok. Acum, știind momentele, să ne amintim
ce stări mentale am avut în acele momente. Ok. Care au fost aceste stări mentale în momentele fericite? Spune-mi-le pe ale tale, o să ți le spun și eu pe ale mele. Bucurie, eliberare. Putem să adăugăm stările de spirit. Euforie, libertate. Minunat. Bunătate. Energie. Vitalitate, un nivel ridicat de energie. Entuziasm, bucurie, oarecare fericire. Iată ce stări mentale am avut în momentele, câteva din momentele fericite din viața noastră. Hai să apelăm din nou la memorie, să ne gândim în acele stări. Ce acțiune am făcut și care au fost efectele lor asupra noastră și asupra celor pe care îi aveam în jur? Acum nu pot să comentez și acțiunile. Nu neapărat, dar efectele lor asupra acestor acțiuni ce au izvorât în acele stări mentale pomenite anterior. Efectele au fost noastre și asupra celorlalți și împărtășite. Excelent, benefice și împărtășite de ceilalți. Asta înseamnă că ei le-au perceput, le-au simțit și le-au trăit cumva ca experiențe de viață. Bun. Acum, prin opoziție, continuăm introspecția și ne gândim la unul, două, maxim trei momente de viață, fiecare, nu foarte fericite. Momente mai puțin plăcute pe care le-am avut în memorie și le avem încă în memoria noastră. Alegem unul, două, trei dintre ele. Gata? Bun. Care au fost stările mentale și starea de spirit din acele momente? Ce predomina? Ce stări mentale? Teamă, anxietate, stres. Depresie? Griji? Uneori invidie? Gelozie? Sunt diferite aceste stări față de celelalte? Clar. Cum te simțeai când le aveai și care era efectul asupra ta? Știi cum pot să compar efectele dacă stau să restrâng la o esență de senzație? Pe partea pozitivă era o chestiune de expansiune, inclusiv da, energetică. Pe partea da, negativă era o chestiune de constrângere. Excelent. De chiar așa stau lucrurile. Chiar așa stau lucrurile. Cercetări recente arată chiar că ADN-ul nostru, în momentul în care avem stări mentale și stări de spirit din prima categorie, entuziasm, bucurie, fericire, împlinire, ADN-ul, spirala de ADN cumva se dilată, se extinde. În timp ce în situația opusă, când avem stări de anxietate, de teamă, de griji, de supărare, de invidie, de răutate, el se strânge. Deci, de la nivel intracelular până la nivelul întregii noastre ființe, când simțim teamă, când simțim supărare, simțim nevoia de a ne strânge, de a ne aduna. Iar când simțim fericire, expansionăm, ne deschidem. Foarte, foarte bună observație, așa autentică, reală. Așa stau lucrurile în ființa noastră, în complexul ființei noastre. Acum, acțiunile pe care le-am făcut din stările din categoria a doua, nu foarte fericite, cum s-au resimțit ele asupra noastră, cum le-am resimțit noi și cum le-au resimțit cei din jur? Când am fost supărați, anxioși, mânioși, agresivi, păi, în primul rând geloși. Am reacționat, nu am acționat. Da? Și efectele? Și efectele doar au amplificat un cerc vicios, n-au rezolvat nimic. Un cerc al tensiunii. Al tensiunii, au dus mai departe, deci tensiunea, supărarea, conflictul, nemulțumirea, agitația, nu-i așa? Deci, iată, efectele primei situații au fost unele benefice, în timp ce efectele celei de-a doua situații, mă rog, situațiile din a doua categorie, au fost vătămătoare, cel puțin nefolositoare pentru ceilalți. Ei bine, observând aceste lucruri prin introspecție, putem trage următoarea concluzie, că acțiunile noastre vin din stările mentale pe care le avem. De acord? De acord. Și
calitatea lor și efectele lor asupra noastră și asupra celorlalți depind de stările mentale din care au izvorât, din care au răsărit, care le-au generat. De acord? Da sau nu? De acord. Bun. Așadar, am atins un lucru foarte important și un prim criteriu de clasificare a karmei aici. Din stările mentale fericite, liniștite, entuziaste, oamenii fac o karmă care se numește, mai ales oamenii cu un anumit nivel, care merg către iluminare, fac o karmă care se numește karmă pură sau necontaminată sau neîntinată, adică acțiuni pure, necontaminate. O să vedem imediat de ce sunt ele necontaminate. În timp ce acțiunile pe care le facem din stările nu tocmai plăcute și nu folositoare nici nouă, nici celorlalți, sunt acțiuni sau karmă contaminată. Tradițiile spirituale vorbesc de aceste două tipuri de karmă. Karmă pură sau necontaminată sau neîntinată și karmă contaminată. Pe de altă parte, popular se vorbește despre karmă bună și karmă rea. Dar cred că tu vorbești și despre a treia cale. Vorbesc deja de ceva anterior karmei bune și karmei rele. De karmă necontaminată sau pură, care este dincolo de stările mentale vătămătoare, ca cele precizate în introspecția din a doua categorie. Ei bine, noi oamenii obișnuiți nu avem capacitatea de a ne menține mintea într-o stare perfect eliberată de astfel de stări, de astfel de factori mental perturbatori, de astfel de emoții perturbatoare, de astfel de trăiri nefolositoare. Noi trăim într-un complex, într-un amestec, într-o combinație, într-o stare mentală în care predomină o oarecare combinație de astfel de factori. Aproape niciodată nu suntem liberi de astfel de factori, pentru că nu avem cunoașterea adevărată asupra naturii noastre. Nu știm cine suntem și nu știm nici care este adevărata natura a realității pe care noi o percepem cu simțurile acestea limitate. Uite, eu o să fac o karmă contaminată în această emisiune, aducând niște politică în ea. Și spun apropo de faptul că nu putem să menținem focusul pe niște lucruri, domnul Adrian Țuțuianu, fost ministru al apărării, a spus despre un alt ministru în funcție în guvernul Dăncilă că este atât de bip încât nu e în stare să asculte pe cineva mai mult de 5 minute cât să de vorbă cu el. Deci este o lipsă de focalizare a atenției și de a urmări chiar și un dialog, cu atât mai mult să faci niște acțiuni necontaminate. Dar cum ar fi dacă politicienii noștri ar fi preocupați de karma pe care o produc acestui popor? Pentru că ceea ce ei nu știu este că atunci când faci o karmă față de o persoană, primești înapoi karma ca despre o persoană. Când faci pentru 20 de milioane, îți vine fără număr. Nu? Eu mă recunosc adesea în astfel de stări. Nu întotdeauna sunt capabil să-mi mențin atenția focusat pe un anumit, o anumită eu stare. Eu nici nu încerc. După un pic de karmă de genul acesta, trebuie făcut opusul repede. Absolut. Revenind la karma... Oile noastre. Dorința noastră ar trebui să fie, scopul de care pomenea telespectatorul nostru ar trebui să fie unul singur, să obținem fericirea, starea aceea de eliberare de astfel de factori perturbatori și de emoții perturbatoare din care noi să putem face ulterior, ca ființe eliberate, karma necontaminată. Dar pentru moment, karma necontaminată aparține unor ființe de tip Buddha, cum a precizat telespectatorul nostru, de tip Nagarjuna, Tilopa, Milarepa și alți mulți maestri care au călcat pe acest pământ de-a lungul mileniilor. Pentru noi, oamenii obișnuiți, la îndemână, să știi că am stat zi de zi cu este karma contaminată. Și am aflat că undeva nu și-a ispășit karma aia necontaminată sau s-a căpăcit cu ea înapoi.
Am avut așa o discuție într-o pauză publicitară. Nu știam că te-ai născut atât de devreme în această încarnare. Milarepa, da. Într-adevăr, o poveste frumoasă. Un om care a reușit pe parcursul acelei vieți să treacă de la acțiuni profund contaminate la acțiuni de la din ce în ce mai pure, da, din ce în ce mai pure, până a obținut pe parcursul aceleiași încarnări, aceleiași vieți, eliberarea și iluminarea. Un mare exemplu. Un mare exemplu pentru noi toți, de se poate. Dacă unul dintre noi a putut, putem cu toții. Trebuie doar să avem intenția potrivită, să facem efortul corect și să știm, evident, care e acesta. De aceea avem nevoie ca primă etapă de studiu, de studiu autentic al căii, al căilor care chiar obțin aceste rezultate, dar rezultatele există, există oameni care au obținut aceste rezultate, nu e nevoie să inventăm nimic, calea este deja bine documentată. Nu rămâne decât să vrem să mergem pe ea. Ce înseamnă karmă pozitivă și karmă negativă? Am ajuns deja cu această întrebare la un alt criteriu de clasificare. Karma contaminată pe care o facem noi cu toți în viața noastră de zi cu zi se clasifică în trei. Karmă pozitivă sau karmă bună, karmă negativă sau karmă rea, se mai spune, și karma neutră. Sunt de fapt trei. Dar pentru a înțelege exact cum le deosebim, trebuie să înțelegem, mai întâi să cunoaștem, să acceptăm, să înțelegem, să integrăm următorul criteriu de clasificare. Aceste trei tipuri se clasifică ținând cont de efectele pe care le creează acțiunile noastre asupra celorlalți. Mai exact, dacă acțiunile noastre au ca efect reducerea suferinței altor ființe sau obținerea fie și doar parțial a fericirii de către acestea, se cheamă că am făcut acțiuni benefice sau karmă bună, ori karmă pozitivă. Dacă acțiunile noastre provoacă suferință altor ființe, inclusiv nouă, dar e o discuție pe care o lăsăm pe mai târziu, inclusiv nouă, dar mai ales altor ființe, le provoacă suferință, numim această categorie de acțiuni karmă rea sau karmă negativă. Iar dacă acțiunile noastre nu influențează în niciun fel, ceea ce e mai greu, pe ceilalți, se numește karma neutră. Deci, iată, karma contaminată, de fapt, se împarte în karma pozitivă, karma negativă și karma neutră. Karma necontaminată, specifică ființelor eliberate și iluminate de tip Buddha, este dincolo de acest criteriu de clasificare. Nu înseamnă că aceste ființe nu fac acțiuni, că ele stau cumva deoparte și nu mai gândesc, nu mai vorbesc, nu mai acționează, dimpotrivă. Ele acționează chiar mai mult decât noi, dar o fac din starea de comuniune cu totul, din starea de atenție continuă, trează și ușoară, din starea de omnisciență. Și atunci ele fac doar acele acțiuni care până la și o exprimare, până la capătul, doar o exprimare, până la capătul veacurilor, acea acțiune, mergând pe lanțul nesfârșit cauză-efect, are numai efecte benefice asupra tuturor ființelor implicate. Aceasta e de fapt karma necontaminată. Ei fac acțiuni. Aceste ființe fac acțiuni, nu stau deoparte. Dar doar aceste acțiuni. Pentru că sunt dincolo de stările mentale nu foarte benefice, de factorii mentali perturbatori, de emoțiile și trăirile perturbatoare pe care noi încă le experimentăm. Atunci când facem uneori o acțiune care provoacă suferință unei persoane, dar pe care noi o simțim ca fiind justificată, considerăm că facem un act de justiție umană, nu divină. Că o să vedem ce se întâmplă cu justiția divină. Poate este o persoană de o calitate mai rea, să spunem. Sau poate că ne-a greșit cu ceva și ne considerăm îndreptățiți să egalizăm scorul. Unde vreau să duc întrebarea este,
contează calitatea persoanei față de care avem o acțiune karmică negativă? Ne afectează mai mult sau mai puțin efectele acțiunii noastre în funcție de obiectul acțiunii? Nu știu, am fost suficient de limpede? Cred că e destul de clar. Toți maestrii de la care am învățat spun, nu contează cum este celălalt, contează ce faci tu. Contează pentru soare, pentru energia pe care el, pentru lumina pe care el o radiază pe acest pământ, contează ce fel sunt oamenii pe care îi încălzește și iluminează, contează ce fel sunt animalele, răpitoare, ierbivore, gâze, reptile, pașnice sau agresive, nu contează. Contează pentru apele care curg, ce fel de ființă bea din ea. Contează că a băut un păcătos sau un sfânt. Nu-l mai alimentează fiindcă e păcătos, nu-l mai hidratează. Nu hidratează decât căprioarele, dar nici de cum leii sau tigrii sau lupii. La această stare de înțelepciune trebuie să ajungem, de neutralitate față de ceea ce face celălalt. Ceea ce face celălalt îl privește pe el și este karma lui. Efectele le va suporta el. Pe noi ne privește ceea ce facem noi. Și dacă nu din bunătate, măcar din grijă față de noi, să nu spunem egoism, că avem destul, măcar din grijă față de noi, să nu facem rău niciunei ființe, oricât pare ea de... Decăzută. Decăzută, să zicem. Dar uite, nu eu am contează cum este. Eu am observat din practică. Grijă față de noi, pentru că suferința pe care o vom provoca, o vom experimenta noi mai târziu. Deci măcar din grijă față de noi, să nu-i provocăm suferință. Dar pasul următor este să cultivăm în noi compasiunea față de toate ființele, indiferent cum sunt și ce fac acestea. Și dincolo de compasiune e bunătate. Foarte frumos spune Dalai Lama, dacă nu poți să ajuți pe ceilalți, cel puțin abține-te să le faci rău. Cel puțin ne abținem să le facem rău celor pe care încă îi încadrăm în anumite categorii și nu ne putem abține să nu-i judecăm. Măcar să nu le facem rău. Nu contează ce au făcut ei și față de ce fel de legi. Karma pe care noi o facem provocându-le suferință, o vom suporta noi. Așa am învățat de la toți maestrii și așa spun toate scripturile despre karma. Eu am experimentat în viață o situație puțin diferită. Nu contrazice ce spui tu, dar poate fi complementar. Există persoane, am cunoscut persoane, care sunt ca un fel de catalizatori. Ce vine la ei se întoarce la tine, amplificat, unor de foarte multe ori amplificat, și în bine și în rău, exact natura intenției pe care ai trimis-o. E ca o cutie de rezonanță care amplifică. Și poți face aceeași acțiune față de o persoană obișnuită, să spunem, filmele de rigoare, sau față de un astfel de catalizator și efectele să fie foarte diferite. Da. Am întâlnit situații în viață, pe care le cunosc, nu să le invoc, în care acțiuni negative făcute de oameni foarte puternici ai lumii sau ai țării față de o astfel de persoană le-a schimbat alora situația de viață în ordinul zilelor. Da. De nici cu mintea nu gândeau, crezându-se împărații lumii și crezând că calcă pe o furnică. În experiența mea contează și față de cine faci rău. Da, contează foarte mult. Contează extraordinar de mult. În principiu, oricărei ființe, oricât ar fi de semnificativ, ai pomenit o furnică. Dacă îi provoci suferință, dacă ai călcat-o intenționat și ai ucis-o, ai provocat suferința morții. E karma negativă. Dar contează foarte mult față de cine faci karma negativă, pentru că există un factor de multiplicare care ține de nivelul de conștiință al acelei ființe. Mai exact, de locul în care se află ea pe cale.
nu-i tot una dacă faci rău unui om obișnuit sau unui așa numit, ca să vorbim pe înțelesul tuturor, unui așa numit om, încă o dată, e doar o etichetă, unui așa numit om sfânt. Poate că faci aceeași acțiune, îi provoci aceeași suferință, dar karma negativă este mult amplificată în cazul faptei negative față de omul care are un nivel spiritual ridicat, omul sfânt în cazul nostru. Da, contează foarte mult. Nu e deloc recomandat în scripturi, chiar am citit câteva scripturi budiste în care ne spune foarte clar, se spune foarte clar să fim atenți cu maestrii noștri, cu învățătorii noștri, cu ființele evoluate de tip arhat sau bodhisattva, chiar și cu discipolii avansați, să fim foarte atenți să nu le creăm în niciun fel suferință, pentru că factorul de multiplicare este foarte ridicat. Ironia și ghinionul acelor oameni despre care îți povesteam este că unor nu recunosc că îi fac rău. Poate să fie printre noi un om foarte evoluat care să aibă aparența unui însoarecare din mulțime. Poate dacă ar recunoaște pe cineva în față, poate s-ar mai gândi. Dar uneori oamenii evoluați au aparența oamenilor foarte obișnuiți. Și viceversa. Nu uneori. Aș aminti aici din nou faptul că Dalai Lama ori de câte ori este întrebat cine este. Sunt un simplu călugăr. Exact. E foarte important să observăm cu atenție și să ne gândim la această afirmație pe care el o repetă, o repetă, o repetă. Sunt un simplu călugăr. În același timp, există o mulțime de simpli călugări care se declară de toate. Mari învățători, mari maestri. Tu în compania căruia ai vrea să stai? În compania a șase infanterii. În companie oamenilor care sunt, nu a celor care par. Am remarcat că întotdeauna adevărații maestri sunt foarte reținuți, foarte modești, foarte liniștiți și deloc nu fac exces de capacitățile pe care cu siguranță că le au, din punct de vedere mental, spiritual, chiar nu vorbesc deloc despre ele. Dar, dacă ești atent, dacă ți-ai câștigat meritul să afli, să vezi, vei vedea. El știe când. Se spune că nu-i nevoie să-ți cauți un maestru, te găsește el pe tine când ești pregătit. În viața de zi cu zi, sunt oameni care impactează viețile mai multor oameni. De exemplu, ești un antreprenor și ai în firma ta 10 angajați. Ei mai au soții, copii. Da. Dintr-o dată impactezi un mic ecosistem de niște zeci de oameni. Dar poți să ai o companie în care ai 5.000 de angajați. Și deja impactezi un ecosistem. Firma aia mai are furnizori. Furnizorii au și ei angajați și așa mai departe. Poți ajunge să impactezi în mod direct niște zeci de mii de oameni. Da. Mai sunt politicienii acestei țări ale căror măsuri impactează milioane. Sau, până cât o mai fi, 20 de milioane, nu știu dacă acum, mai sunt. Un număr mare de oameni. Ce consecințe karmice are și cum ar trebui să tratăm acțiunile care impactează mai mulți oameni? Au efecte multiplicatoare? Da, multiplicate, însă și prin numărul de oameni care sunt afectați de acțiunile tale. E mult mai simplu pentru mine când iau o decizie ca antreprenor și am doi angajați și afectez pe acestea și familiile lor, e o karmă mult mai mică decât dacă sunt politician și iau o decizie care afectează milioane de oameni și familiile lor. Impactul karmic este
la fel de diferit pe cât este numărul ființelor afectate de acțiunile pe care eu le-am făcut. Acesta e un mare adevăr. De aceea, responsabilitatea noastră față de propriile acțiuni este imensă și cu atât mai mare cu cât de ele sunt influențați mai mulți oameni. Pe măsură ce avem o firmă tot mai mare sau o profesie prin care colaborăm cu mulți oameni sau, iată, conducem chiar anumite instituții de stat sau chiar statul, cu atât trebuie să devenim mai conștienți și mai atenți cu ceea ce facem, impactul este covârșitor. Nu doar asupra celorlalți, aici ei știu, cu toții știm că impactăm pe ceilalți când ajungem într-o astfel de postură. Ceea ce nu știm este că noi vom fi ulterior afectați în aceeași măsură în care i-am afectat pe ceilalți, uite, multiplicat cu numărul lor. Unul dintre elementele care au impact mare în societate, nu m-am gândit niciodată dintr-o astfel de perspectivă, e prima dată când mă gândesc din această perspectivă, este mass media. Da. Iar mass media din România se află în situația paradoxală în care aproape toți proprietarii de media au diverse probleme personale în justiție, au făcut niște ani de pușcărie sau sunt în situații complicate, cu executări silite, cu viața distrusă și așa mai departe. Dar nu m-am gândit niciodată că poate să fie și ăsta un efect karmic, un rezultat al tipului de informație cu care au impactat sute de mii sau milioane de oameni, care schimbă energia, informațiile, viețile celor care sunt receptorii acestor lucruri și undeva se întoarce și treaba asta. Situația proprietarilor din mass media este atipică raportat la situația națională. Adică nu găsești în alte industrii, nu știu, 9 din 10 proprietari care să fie într-o situație foarte complicată de viață. Da, totul este karmă, iar responsabilitatea mass media este uriașă prin ceea ce, prin modul în care ea influențează. Uriașă, colosal. E un instrument foarte, foarte puternic, dar deopotrivă poate fi benefic sau vătămător, înălțător sau distrugător. Mai avem niște întrebări de la telespectatori. Și aș vrea să le luăm până se încarcă la mine aici fișierul. Hai că am reușit. Spune cineva că sunt mulți maestri falși. Ok. Spune cum, ce facem cu karma negativă? Poate ea fi arsă, poate fi consumată, poate fi ștearsă în vreun fel sau doar compensată? E o discuție foarte lungă, aș dedica o oră pentru un astfel de răspuns. O să facem răspunsul o discuție separată. Da, e nuanțat. Trebuie să învățăm, să precizăm o altă clasificare în trei a karmei în funcție de alt criteriu și o parte din karmă poate fi purificată, o parte nu, ca să dăm sunt așa anticipativ un răspuns. Dar, din păcate, nu mi-apar decât vreo două dintre ele. Probabil să le vedem după emisiune. Aș vrea să iau mai multe comentarii. Dacă le vedem, e chiar deosebit de interactiv să răspundem, pentru că e chiar un subiect de interes și am observat foarte mulți oameni care își doresc să înțeleagă exact ce este karma, cum funcționează ea. Și e și foarte folositor. E foarte benefic. Ar fi recomandabil să învățăm despre karma încă din primii ani de viață, înainte de orice alte învățături, înainte de școală chiar, înainte de învățătura pe care o primim în școală. Pentru că nu există învățătură mai importantă decât karma. Ea ne ajută efectiv să ne creăm destinul în această viață, dar nu numai atât. Ne creează întreaga existență ca și continuum. Adică chiar și celelalte
încarnări sau viața de dincolo de moarte pentru aceia care cunosc și acceptă aceste noțiuni. E important pentru în această situație să amintim cel puțin faptul că toate tradițiile recunosc toate. Recunosc că există ceva după moarte, după moartea acestui corp fizic. Există diferențe filozofice și crezi că doctrinare, dar un maestru spiritual îți poate șterge karma? În tradiția creștină, preotul te desleagă de păcate. Cu puterea cu care am fost investit, te desleagă pe tine, fiule, toate păcatele. E o întrebare interesantă. Karma este individuală și efectele ei se produc. Acum, chiar Iisus Hristos declara, iertate sunt păcatele tale, și s-au revoltat acei farisei și au zis, ce este mai ușor să spun? Iertate sunt păcatele tale sau ia spatul tău și umblă? Și îi spune acelui polog să-și ia patul și să umble. Există o mare cheie, un mare secret în actul iertării. În actul cereri iertării, înțelegerii că ai greșit și angajamentului să nu mai repeți. Într-adevăr, ajută această acțiune și de obicei capătă importanță și valoare și profunzime în prezența unui învățător, a unui preot, a unui maestru, a unei autorități spirituale pe care tu o recunoști în acel moment. Dar e foarte important actul asumării a ceea ce ai făcut, recunoașterii, solicitării iertării, dar e important și angajamentul, ceea ce nu prea e în atenția noastră, angajamentul să nu repetăm. Iarăși o situație destul de complexă, dar e de mare ajutor. Să mulțumesc foarte mult, Gabriel. Aceasta a fost ediția noastră din această seară dedicată karmei. Mulțumesc și eu. Vom vorbi într-o ediție viitoare despre cum ștergem karma sau cum... Putem continua cu detalii despre karma negativă, pozitivă și neutră, pentru că sunt câteva lucruri importante de menționat și aici, după care chiar putem vorbi cum poate fi, să zicem, mă feresc să spun șters. Există un efect care se produce, dar există metode de a atenua, există metode de a schimba practic cursul pe care tu te-ai așezat prin anumite acțiuni. Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33. O seară liniștită!